Fratele bărbatului susține că psihiatrul a chemat ambulanța abia după 2 ore de agonie. Ținut 2 ore în acel cabinet, făcându-i se încă o injecție cu diazepam, el strigând că este între viață și moarte și că nu mai rezistă și că îl doare, ca să mă înțelegeți. Doctorița întotdeauna a spus, nu este niciun fel de problemă, e o chestie normală, am avut cazuri și mai grave, va dormi câteva ore, poate 72 de ore și se va trezi fără niciun fel de problemă. A adormit și în somn a vomitat suc gastric. Și abia în acel moment în care a vomitat suc gastric, alarmată de posibilitatea ca fratele nostru să inhaleze suc gastric în plămâni și să-i blocheze respirația, abia atunci mai întâi a sunat la șefii ei, care au spus să cheme salvarea, și abia atunci a chemat salvarea. Tatăl bărbatului a spus că fiul său suferea de schizofrenie paranoidă și avea halucinații. După ce a terminat facultatea, a avut un episod psihotic acut. Da, nu permanent, acut, momentar atunci. Practic, cum se manifesta? Când vedea un lucru mai deosebit, la distanță, zicea că e fantomă. Și atunci l-am dus la medic să vedem de ce vede așa fantome. Și medicul i-a pus diagnosticul acesta care vi l-am spus. Și practic această injecție îl făcea să se simtă mai bine, să revină la o normalitate. Absolut. Medicul acuzat susține că nu are nicio vină. Cazul este acum cercetat de poliție. Am primit într-adevăr o plângere din partea fratelui celui decedat și polițiștii au dispus o expertiză medico-legală. Așteptăm rezultatul de la serviciul de medicină legală pentru că nu știm cauza morții. Dânsii vor trebui să ne edifice în ceea ce privește moartea acestui băiat. Anchetatorii așteaptă rezultatele analizelor toxicologice de la București pentru a se stabili cu exactitate cauza ce a dus la moartea bărbatului.